Gică Hagi și Diego Maradona au fost adversari pe teren de mai multe ori. O confruntare memorabilă a celor doi magicieni ai mingei a fost la Cupa Mondială din 1990. Hagi în luptă cu Maradona, cei doi decari. Cele două super valori ale fotbalului din România și Argentina. Hagi, supranumit și Maradona din Carpați, a fost profund marcat de dispariția subită a legendei sud-americane. Este o zi de doliu pentru fotbal și pentru întreaga omenire. Simt o tristețe fără margini la moartea unui geniu care și mai nedrept a dispărut prea repede. Dumnezeu să-l odihnească pe unicul Diego Maradona. Lumea fotbalului s-a împărțit mereu în două tabere în urma întrebării: care a fost cel mai mare fotbalist al secolului, Pele sau Maradona? Fostul portar al Naționalei României, Rică Răducanu, i-a văzut pe amândoi pe teren. Adevărul că a fost mare, ce să mai discut. Eu trebuie să spun, Pele n-avea viteza lui de joc să scoate adversarii. Era mai mărântat ca Pele. Pele era și el, dar nu așa. Dar mi s-a părut mai iute. Pare rău că prea repede, adică și mulți fotbaliști de-ai noștri, prea repede, era 60 de ani, mi se pare cam repede. Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Diego Maradona a fost depus în Palatul Prezidențial din Buenos Aires. Autoritățile argentiniene se așteaptă ca un milion de oameni să-i aducă un ultim omagiu.